Absolvirea unui curs de formare profesională organizat de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă reprezintă pentru șomeri o șansă în plus pentru a-și găsi un job pe piața locală a muncii. La această dată sunt școlarizați în meserile cele mai solicitate de agenții economici peste 100 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. La această dată se află în desfășurare un număr de 9 programe de formare profesională la care participă un număr de 125 de șomeri în următoarele ocupații: bucătar, instalator, instalații tehnico-sanitare și gaze, îngrijitoare copii, lucrător în comerț, operator introducere, validare și prelucrare date, frizer, coafor, manicurist, pedicurist și masior. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt va continua să organizeze astfel de cursuri de formare profesională și în perioada următoare. Cei interesați în găsirea unui loc de muncă vor fi pregătiți în domenii diverse, cele mai multe fiind în domeniul serviciilor. Pentru luna octombrie 2018, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt și-a propus să organizeze 5 programe de formare profesională, la care urmează să participe 70 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Meseriile cele mai solicitate au fost barman, ospătar, manicurist, pedicurist, frizer, lucrător hotelier. În urma absolvirii cursurilor, un număr de peste 145 de persoane au reușit să se încadreze în muncă de la începutul anului și până în prezent. De la începutul anului, la nivel județean, aproape 250 de șomeri au urmat unul dintre cele 16 programe de formare profesională. Paleta meserilor a fost extrem de diversificată la solicitarea celor aflați în căutarea de salariați. De la începutul anului și până în prezent au fost organizate prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt 16 programe de formare profesională la care au participat 245 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în următoarele ocupații: comunicare, limba engleză, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, inspector resurse umane, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, îngrijitoare copii, lucrător în comerț, operator introducere, validare și prelucrare date și bucătar. În urma absolvirii cursurilor organizate de AJFM Olt, mai mult de jumătate dintre absolvenți și-au găsit un loc de muncă.